Wow! Wow! Ia zic acum, ce avem aici? GLE-ul. Un GLE din 2016, 3000, constatare și revizie. Constatare în revizie? Constatare mecanică? Da. Cea mai mecanică și revizia de ulei și plică, nu? Ulei și plică, da. Ah, cu ce începem? Cu începem. Constatarea. Cum mai coco la mașinile astea scumpe, nu se face constatare altfel? Cu mânuși de aur, cu ceva, cu... Da, aha. De bronz, nu dau. Parcă se aude. Mai are? Da. Acum? Nu. Acum? Da. Acum? Nu. Gata. Lasă. Ce? Casetă sau bilet? Casetă. Fantastic! Am văzut bine? Bordoful ăla? Da, da. Uite. Aha. Cipit. Cipit. Da, are plăcuțe. Are plăcuțe de scăl pe față, ok. Și jocul ăla de ziceai de el, e din caseta? Caseta. Ok. Mai e mic cu ăla. Nu e wow! Asta e pneumatica? Da, perna, uite aici. Ah, ok, hai să fac. Și asta mic ce e cu amortizorul? Amortizorul. Ah, și așa vine cu partea electronică? Da. Nu vreau să fac asta. În jur de vreo 3500, 4000. Mamă, că s-aude o zgomot, dar nu mereu. Și nu e la din caseta? Nu, parcă am înțeles că pe partea dreaptă. Și nu e posibil să transmită? Dar nu bătaie, nu nimic, ca un scârțuit. Ah, la nivelare. Buc și bară stabilizatoare? Nu se vede nimic momentan. Mai aprofundăm. Hai să ne apucăm, da. De treburi. Cu ce începem? Cu filtrul de aer. Să-i dă capa cu jos, că e greu. E cu valoare. Aici au pus calculatorul. Să aibă răcire. Să aibă răcire, da. Așa. Vine închederul. Cred că facem ceva mărunți. Da. Are două filtre. Două. Da. Trebuie să ai. A, ăla e de polen, mă? Da. Că și de polen trebuie să ai vorbim. Unul. Aș mai e unul înăuntru. Tot ce, doamne, chiar mai are un... Două, trebuie să ai, mă, și înăuntru. Așa, trei. E unul, dar dăm două bucăți, știi? Ah, ok. Ratat. S-a făcut am. Și la de-astea scumpe punem noi? Cum? Și la mașini scumpe punem noi? Da. E ca de fabrică. Ce înseamnă asta? Garnituri tău? Da, de la adesea, de la turbina. Ok. Cum mai rămâne aici? Acela. La turbo. Să văd niște chestii pe pareții la turbo. Așa. Ce ar trebui? Niște zgârietul? Te pale? Da. A prins ceva? A prins pește. Filtrele... Am corect. Are unul aici, unul acolo? Da. Da. Că dacă dau ăștia bomba nucleară, îmi merge de să reziști. Nu te afectează cu nimic. Ai 3 filtre de polen. Oprește radiații, oprește tot. Oprește tot. Zi mă că ăla-i filtrul de aia. 2. Ah, ok. Ah, uite, este de fabrică. He he. Măi, că a mai fost filmat. Poftim? A mai fost filmat. Da, nu știu, ești carcasa aia. Deci am este echipat de fabrică. Pentru că aici nu știu de până în 2 francs. Dar asta la început au fost cumpărări. Exact, da. Nu, filtrele pentru asta. Ah, am închis. Scoatem țeava asta. Asta pentru... Ce scoți țeava asta pentru ce? Pentru filtrul de... combustibil. Ok. Cam multe de... desfăcut de montat pentru revizia asta. Acolo ce mai dai? Furtunul de la turbo. De la... care este de intercooler. Am montăm tot. Asta e uleiul, nu? Filtrul. Da. Ne trebuie un o-ring. De la țepușcă? Da. A, de la turbo? Îți punem găsi? Oricum ne trebuie. Ce mai des? Filtrul de motorină. Unde-i? Aici? De ce m-am gândit să demontez toate? E doar ascult un încălzitor. Frumos, elegant. A, se dă jos ăla, nu? Nu se dă. Nu se dă? Nu, e absolut. Asta e mânc. Deci 124. Ăla e. Ah, nou. Incredibil. Dar adevărat. Gata și filtruțul? Da. Prima facem termitul de spălătorie, curățătorie. Ai zis că e cu polistirenul ăsta? Au avut în plus și au placat un pic. Da. Au avut surplus de polistiren. Ok. Hai să le pun și pe astea, nu? Fantastic. Asta unul. A, vin cu tot cu drăcia asta? Da. Ah, ok. Numărul 2. Am venit și o-ringul. Frumos! Zi, domnul Cheder. Cheder. Roschi. Cheder, sănătos, frate. De mașină scumpă. Adevărat. Tubulatura aceasta care vine? Unde? Turbo și ce? Turbo la intercooler sau ce? Da. Trebuie să uite, de unde e vezi? A, asta era picata? Da, ai văzut unde era ajuns? Unde era ajuns? Era pe jos pe aici? ce ziceai, Coco, de astea? Schimburile astea? De avut foarte mare grijă la garnitura asta care vine la turbină. Cum o bagi? Care să streci turbina. O trage în turbă dacă nu e bagată cum trebuie. A, deci am avut grijă cu... Da. 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 Mare, mare grijă. Gândrușoarici. Da. Să nu s-a răpătit. Ce? O luai? Ne facem că îi punem Mercedes original, nu? Nu-i Mercedes original? Nu-i Mercedes original. Ule, de afară bunica? Te-ai pus bunica? Sau oriol? Prima ce e? Prima. Îi facem Mercedes-ul? Prima după revizie. Zi. Deci urmează să-i punem capacul? Da. Știi? Și scuturile. Și scuturile. Și să-i facem reset. Da. Se fini la comedii? Da. Ok. Fac comunica la camera. Ce, gata. Salut, Seb. Avem mult? 207. 207. 2000 nu contează, 1.6 HD. E până în 2010. Așa. Așa. Zine povestea ta. Mașina nu a mai pornit, a venit la noi. Pe platformă, săptămâna trecută. Acum 2 săptămâni. Cam 2 săptămâni. Da. Okay. I-am făcut diagnoză, ne-a dat TGR-ul, am schimbat TGR-ul, releul de bujii și bujiile. Da, se rogate pe asta. Totul perfect, a plecat, iar acum 2 zile s-a întors tot pe platformă, pentru că nu am mai pornit. I-am pus diagnoza și ne-a dat din nou EGR-ul. Până să ajung la EGR să-l desfac, să vedem dacă are ceva. Am demontat filtrul de motorină și acolo am găsit benzină. Ok, am sunat clientul, a spus ceva de genul că a vrut să bage ceva premium. Ceva premium. Și aparent a băgat niște benzină premium. Da. Și acum, până să demontăm EGR-ul, nu? Trebuie să-i scoatem tot din rezervor. Suflat conducte, schimba filtrul de combustibil. Distrac. Și motorina nouă. Și vedem dacă... Motorina premium nouă. Ok, și apoi vedem cum e treaba. Hai, spor la treabă. Mersi. Deci trebuie să-i dăm capacul ăsta jos. Da. Așa. Bine, o să suflu întâi un pic aici, să curățăm. Așa. Nu lăsăm chiar atât de mult mizerie, că o să pice în rezervor. Ah, ok, deci mai întâi suflăm, curățăm, igienizăm. Da. Da. Și apoi dăm pompa afară, băgăm pompa să tragă, nu? Da. Și? După o să suflăm pe conducte, să nu rămână nimic pe conducte. Fantastic. Deci, am montat pompa. Da, am montat filtrul de motorină cel nou. Am suflat țevile de aici în spate. Ok. Și acum așteptăm motorina. Okay. Să vină motorina! 95. Noi nu-i punem motorină premium, nu-i punem benzină premium, îi punem benzină standard, nu? Da. Stai că trebuie să o amorsăm. Ce să facem? Am să o amorsăm. Dau la pompă. Chiar sunt curios. Bine, o să dureze ceva. De fapt, zine și nouă, dacă merge mult cu benzină... Strică injectoare. Strică injectoare, da? Mai ales că sensibile astea la 1.6 HDI, nu? Da, motorina totodată are și rol de ungere. Da, da, da. Și fiind super uscată și benzina... Apare și benzina. Dar nu la fel. Dacă sunt curios. Ha. când România. Dai. Aici am mai rămas, nu? Raseu. O să dăm o tură cu ea. Aha. Și vedem după cum se comportă. Ia zi. E gata. Am ieșit cu ea în probă. Da, am dat o tură cu ea, e ok. Acum merge rotund, mai dai o cărșă să exemplificăm. Merge rotund. Tipul. Nu mai are nicio eroare în bord. Da. Bravo, felicitări. Mersi.